Deputatul PNL de Maramureș, Florin Alexandru Alexe, alături de alți colegi de-ai săi parlamentari, au inițiat o propunere legislativă care vine în sprijinul persoanelor din localitățile maramureșene afectate de poluare. Aceasta a primit aprobarea Comisiei Juridice din Senatul României. S-a depus în anul 2023, la începutul acestui an, la inițiativa celor trei parlamentari PNL, adică a mea, a domnului Călin Bota și a domnului senator Cristian Niculescu Țigârlaș, un proiect de lege care îndreaptă un lucru greșit din 2010. Concret, Baia Mare era prinsă în acel proiect de lege cu un areal de 8 km în jurul Băii Mari, dar în acest fel intrau sate, dar nu comunele. Adică puteai să stai într-un sat, de exemplu, din Copalnii Mânășturi și să fii prins de lege, iar vecinii tăi din satul alăturat să nu fie prins de această lege. Potrivit acestuia, nu numai că de noile prevederi vor beneficia toți locuitorii comunelor din zonele afectate de poluare, dar și pe o rază de 8 km, dar va fi introdus și un nou oraș, respectiv Cafnicul. După cum se știe, urbea a fost o activitate intensă de minerit. Practic am prins toate comunitățile care aveau această problemă, adică erau în arealul de 8 km, dar nu erau cu întreaga suprafață a comunei și la ea de asemenea adăugăm orașul Cavnic, care a fost un oraș minier de atâtea sute de ani, cu o tradiție în minerit, cu oameni care au muncit o viață întreagă și nu au muncit și aceste extracții peste tot în Maramureș și nu au fost făcute doar pentru maramureșeni. De ele a beneficiat întreaga Românie și este normal ca atunci când acești oameni ajung la pensie, întreaga Românie să îi ajute. În cazul acestor persoane, vârsta de pensionare urmează să scadă cu 2 ani de zile fără penalizare.